fierbinte. Nu știu despre voi, dar eu sunt mega curios cum funcționează o cameră 360. Am văzut o grămadă de clipuri pe Facebook, Instagram, YouTube cu camere de-astea în care vezi ca un mic glob pământesc sau vezi în toate unghiurile și mi se pare super interesant, mai ales că unele platforme, cum ar fi, cred că și YouTube-ul, dar Facebook-ul sigur, oferă conținut interactiv, adică poți să miști cum vrei tu în sfera aia 360. E super interesant și sunt curios cum arată și cum funcționează o cameră de genul. Așa că n-am mai rezistat și am luat o cameră 360. Țin să menționez, camera asta este sub 200 de lei. Părerea mea e că e un preț super convenabil dacă își face treaba cum trebuie, nu? Adică 200 de lei mi se pare preț rezonabil pentru o cameră 360. Hai să vedem exact ce avem aici, cum funcționează și o să și testăm imediat. Bun. Nu o cred. Tocmai am dat o folie jos, mai are una, pentru că, na, de ce nu? Țin să menționez, camera este pentru iPhone, deci este special concepută să funcționeze cu iPhone-urile. Asta e puțin nasol, pentru că sunt o grămadă de utilizatori de Android care vor să aibă o cameră de genul ăsta la un preț atât de bun, părerea mea, și nu pot, pentru că, na, e făcută pentru iPhone. Camera se numește Insta360 Nano. Cameră panoramică. Are o rezoluție de 3040x1520. Nu pot să vizualizez rezoluția asta, nu înțeleg exact, pentru că are cumva, seamănă cu rezoluție de 4K, dar practic nu e 4K pentru că este mai îngustă. Bun, hai să vedem ce avem în pachet. Nice. Ăsta da packaging. Ăsta da packaging. Nu știu dacă s-o zic că am bătut foarte tare. Ăsta da packaging. De ce am vorbit în șoaptă? Trebuia doar să nu mai bat. Wow. Deci nu cred cât de super interesant este asta, cât de fain este toată treaba asta, cât de bine o gândit-o. Deci îți oferă o cameră care are posibilitatea de a filma 360, iar cutia în sine poate fi folosită ca un cardboard VR. Adică poți folosi cutia pentru a-ți pune telefonul, probabil ați mai văzut cutii de alea VR, îți pui telefonul și poți vedea ceea ce e filmat sau înregistrat 360. Păi! Genial, deci cine s-a gândit la asta? Respectul meu. Acum să vedem dacă și funcționează atât de bine. Ok, aici avem manuale de instrucțiuni, aici avem o husă de transport, deci oamenii ăștia s-au gândit absolut la tot. Logo frumos pe ea, Insta360, genial. Și am ajuns la device în sine. Forma device-ului este astfel încât să încapă într-un iPhone, deci are o mufă Thunderbolt aici, specială pentru iPhone, suportă card de memorie și încărcarea se face, sau mă rog, cred că este încărcare, are o mufă micro USB aici. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Odată ce am scos totul din cutie, deja putem observa cum funcționează toată chestia asta cu virtual reality, mă rog, cu cardboardul ăsta unde poți să-ți pui telefonul, pentru că de unde am scos husa pentru transport și manuale de instrucțiuni, putem așeza telefonul. Eu am un iPhone XS, o să încerc să-l pun să-l bag în gaură. Ok, am așezat iPhone-ul aici și dacă am închis cutia, se poate observa prin cele două lentile. Dacă îmi scot ochelarii și îmi potrivesc nasul aici, îi presupun că arată dubios, dar cam așa funcționează. Mai aveam o cutie mică, neagră, simplă, cu un semn de USB pe el, deci cred că putem ghici ce se află în interior. Mufă micro USB. Am scos absolut tot ce mai era pe masă, mai rămas cuțitul. Hai să încercăm să-l conectăm la telefon. Se spune că ar trebui să scoatem husa pentru că altfel nu încape, ceea ce este cumva un minus pentru că poate vrem să protejăm și telefonul în momentul în care folosim camera, dar ok, am scos husa, îl conectez la device. Camera aparent era închisă, a trebuit să o conectez pentru că nu mai avea deloc baterie. Am conectat-o la USB, se încarcă. În momentul în care am conectat-o la telefon, atunci mi-a cerut să descarc aplicația. Mi-a apărut direct notificare să mă duc în App Store să descarc aplicația. Și acum am început să descarc aplicația corectă. Aplicația se numește Insta360 Nano, pentru că ăsta e device-ul. 360 Nano. Device-ul, camera, are un buton pe spate care trebuie ținut apăsat 3 secunde pentru a putea începe descărcarea aplicației. Camera are două mari lentile, are una pe spate și una pe față, care sunt extraordinar de wide, astfel încât reușește cumva să formeze efectiv imaginea 360 și că acel cut-off
bucățile alea care practic sunt marginile astea sunt zero, adică aproape de zero, încă nu sesizezi nicio diferență de la o cameră la alta când compun imaginile în procesare. Ok, s-a descărcat și aplicația, dăm open, hai să vedem exact cum funcționează. Aparent camera asta este făcută ca să ții telefonul invers, pentru că da, așa are mai multă logică. O să pornesc filmarea ecranului ca să vedeți și voi cam ce văd eu. Adică, uite puțin dacă poți înțelege ceva din toată treaba asta. Îmi văd cumva degetul, olei. O să pornesc puțin filmare, îți curios ce pot face după cu ea. Hei, bine v-am găsit, astăzi stăm noua cameră Insta Nano 360, care aparent este o cameră 360, da, așa îi spune și numele. Și o să testăm puțin în detaliu și să vedem exact cum se comportă în viața reală la mare. Azi, de fapt în câteva ore, plec la mare și o să testăm camera asta unde altundeva mai bine decât pe minunatul nostru litoral. Am pornit înregistrarea ecranului ca să vedeți și voi ce văd eu în momentul în care mă uit la asta. Ia uite, frate. Ia uite. Băi, cât de tare. Bine, aici în jurul mâinii pare puțin dubios, asta pentru că e o expunere foarte mare, masa e foarte albă, păi, albă și luminoasă și probabil de asta se vede acel punct negru, dar sunt curios în viața reală cum funcționează. În momentul de față, nu știu dacă se merită să-i fac un b-roll, pentru că b-roll-ul practic va fi toată testarea asta, o să facem un b-roll testând asta. B-roll o să fie făcut la mare, video în sine, finalul o să fie făcut la mare. Vă mulțumesc, de-abia aștept să vă arăt, o să fac și vlog acolo, o să apară vlog într-un weekend când apuc să-l editez. Vă mulțumesc tare mult, v-am pupat și v-am lăsat cu următorul b-roll. A, și încă o chestie, dacă apar ceva chestii care nu-mi plac și merită spuse, fiți siguri că o să vă anunț. V-am lăsat, pa! Da, azi am ieșit la un alt restaurant să încercăm să mâncăm o pizza, aparent o promoție 3+1 și a sunat prea bine ca să nu încercăm treaba asta. Ideea este că am vrut să testez camera 360, dar se pare că are câteva probleme, cel puțin cât am descoperit de până acum. 1. Nu merge sunetul, sau cel puțin din aplicație, nu pot să aud nimic din ce înregistrează camera. Mă așteptam să ia măcar sunetul de pe telefon, dar aparent nici asta nu face, sau cel puțin nu aud eu din aplicație. Probabil dacă o să descarc pe laptop, pot să văd atunci dacă merge sau nu. Și o altă problemă este că nu stă foarte mult încărcată, de asta am o baterie portabilă și vreau să văd dacă măcar așa își face treaba. Ok, noi ne întoarcem la masă, așteptăm să vină pizza și o să încerc să fac un b-roll folosind bateria portabilă și camera asta minunată. V-am lăsat, aș face chestia aia cu apropiatul, dar nu cred că are sens acum că e camera asta 360. Am pupat, pa! Bă, camera asta 360 nu pot să zic că este chiar cea mai grozavă experiență pe care o poate avea un utilizator de camera 360, dar în schimb este destul de ieftină și cumva își face treaba, dar nu rezistă bateria, nu are sunet deocamdată din câte am văzut. Dacă îmi dau seama că într-adevăr are sunet, dar nu merge aplicația, înseamnă că într-adevăr aplicația are foarte mari probleme și da, mai întâmpinat câteva probleme cu aplicația, ba nu se ghide, ba nu se deschide, ba nu merg chestiile ca lumea. Așa că o să pun un mic pop-up în cazul în care deja mi-am dat seama de chestia asta văzând de editul pentru video asta. Bun, cam aici am terminat, eu sunt la Cazinoul din Constanța, e o chestie pe care ar trebui să o vizitați și ne vedem data viitoare. V-am lăsat, pa! Chiar și pe Instagram, Țin să menționez. Vă mulțumesc! De fapt, nu ne vedem, că voi nu știți că ajung la mare.